Garajul, gata, dărâmăm garajul, ne-am săturat, gata. Renunțăm la tot proiectul, gata, dăm jos tot, nu se mai poate, dai mordeală, sparge-l, rupe-l pe tot, fă-l praf, praf, gata. Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou episod, la Căsuța din Bondrea. Atât, fraților, planul de bătaie va fi următorul azi, așteptăm să ne ajungă lemnul pentru acoperiș, dar nu putem să stăm degeaba în timp ce lemnul este spre noi și o să trebuiască să ne apucăm de treabă. Atât. Planul de bătaie este în felul următor. Ne-am gândit să dăm cu vopsea pe astea. Pe cum le zice mordeala astea? Târgi. Bun, asta o dată, a doua o să fie. Ia, ce ți-ai făcut aici? Am făcut un leagăn ba astea. Pentru? Un leagăn, m-am dat în leagăn asta. De ai plecat tu și nu știam unde ești? Da. Doamne ferește, păi și dacă se rupea? Ce să rupă, bă, m-am dat aseară de mai mare drag, băi. Ți-ai plecat tu și nu știam unde ești? Eu am crezut că te-am dat dispărut. Bă, fraților, planul e în felul următor. Și anume să punem geamul sau geamurile, nu știu exact cum o să facem, pentru că sunt niște geamuri destul de mari, ceea ce cred eu că e mai mult decât suficient pentru garajul ăla. Ce să joc? Nu. Că dacă am pune două, mă gândesc că e sunt mult prea mult. Mare. Eu așa zice. Ia, ia o măsură, ia du-te și ia ruleta. Cât are pe el? Cât are? 116x116. Deci 116x116. Clanțele și pentru astea le-ai luat și le-ai pus într-o asta deoparte ca să nu le pierdem. Ia auzi, ce-a făcut? A căzut neamitel. Pe bun, cum facem? Cu ce începem? Păi, când unul taie geamul, decupează geamul, hai să vedem unde îl punem. Ia să vedem unde îl punem. Eu a zice că să-l punem aici, mă, pe peretele ăsta. Aici? Mhm. Uh-huh. De unde zic? Păi din centură, nu? Păi da, automat dă în centură, pui. Păi da. Eu mă gândeam aici pe colț, gen, să-l punem. Direct din stâlp? Direct, pare că poate nu direct din stâlp, dar direct de aici, uite. Uh-huh. Direct de asta, pe aici. Nu știu cum o să spargem noi betonul ăsta. Da, ăsta se sparge, că e aici, a fost deamă, da, de la beton. Dar o să vină, cred că până jos, aproape. Da, mă, și e bine așa să ai lumină mai mult. Că aici? Sau să-l punem mai încolo? Să-l punem de aici. De aici până aici. Așa. Așa e. Și să mai punem unul pe peretele ăsta? Hai să vedem cum dă cu ăsta. Îl punem pe ăsta. Așa. Ori mă apuc eu și tai, ori tai tu și hai să le luăm pe rând atunci, că alea o să trebuiască vopsite, dar trebuie dat un pic cu peria pe ele. Da. Trebuie dat un pic, lua cu flexul, cu perie dintre aia, știi? Da, cu peria asta nu merge. Cu ce perie? Cu peria de sârmă? Da. Păi aia nu mai perie de sârmă, aia mare trei dinți aia. Nu, cred că mai bine îi dai cu flexul. Îi dai cu flexul, bă, și îi dăm decât pe celelalte. Uite, vezi, oricum, e praf pe ele, ca să prindă bine, știi? Da. Și le punem, le lăsăm să se și usuce și poate de vlogul următor ne apucăm să și turnăm primele astea de gardă. Da. Că se usucă repede într-o zi, că a început să se încălzească, acum numai tu ești model îmbrăcat până din și eu m-am lăsat la pantalon scurs pentru că nu pot să stau altfel. Cred că și eu mă las. Hai, nu mă, stai îmbrăcat și ai, nu, vai, mă, faci greșel de astea. Păi hai să le facem pe rând atunci, prima dată ne apucăm de târgi. Păi unul vopsește și unul decupează geam. Și așa, da. Nu? Hai. Și vrei să le facem pe... Da, mă, hai, mă, să le luăm cum vrei tu. Hai, pe aia ne apucăm de tărci prima dată. Hai. Păi, ce facem, mă? O luăm, îl mutăm acolo. Am pus paletul acolo. Da, bă, și vopsim pe el acolo. Păi bun atunci, ia. Hai, ia de acolo. Ia uite, facem targă. Dacă, Doamne ferește, moare cineva, ne ducem și la mormântare. Îl cărăm noi. Da. Asta ar trebui să o ia să... Cred că întâi ar trebui să-i dai pe dădăsubt. Da, lasă că mă uit și văd cum îi dau. Ia întoarce-l un pic invers. Sau într-o margine, așa, sau...
Într-o margine. Într-o margine cred că e cel mai bine. Da. Jos nu îi mai îi dau și pe aia? Unde? Pe aici? Nu, bă, pe ăstea. Pe ce am? Pe panelul ăsta? Pe fierul ăsta de... Da, bă, și pe ăsta-i dai. Da, dar o să măzgălesc palul ăla. N-are nimic. N-are nicio treabă. Da, sudături acolo, că de acolo pleacă rugina acum, da. Dacă... Hai, că mă apuc. Tu te apuci să... Să dai tu cu flexul pe alea și le vopsesc eu sau facem invers? Cum o fi? Hai, că hai atunci hai că mă apuc eu de vopsit. Bă, Mordeala, dar am vopsit asta, parcă pusesem noi niște... Are diluan. Are diluan, din ce mi-aduc eu aminte. Are, da. Are diluan. Am înțeles, ia să vedem cum va ieși așa, îi dăm așa de... Are, ok, subțire, se vede. Ia, domne. Ce vorbe, jo? O să mai sară pe ăla, da? N-are nimic. Da, o are. Are o grămadă de... E bună așa, mai subțire, nu? Dar cred că e prea subțire. Păi, uite, mestecă molea când ea. Da, cred că trebuie mestecat, că eu nu am mestecat deloc în ea. Așa zic eu. Trebuie, că astea, îți dai seama cât o să le folosim pe astea prin rugină imediat. Mm-hmm. A? Da, da. Da, domne, branconier? Branconier. Așa, mestecă puțin. Trebuia amestecată în gura asta. Băută, mă! Păi oricum tu bei orice de la motorină în sus. Vopsea n-ai băut niciodată? Când, când e ultima dată când ai băut motorină? Acum câteva zile. Când îți spune, spune-le mai minor aici când ai... Da, de bă, eu am crezut că e suc și... Ai crezut că e vin, nu suc. Fraților, era... Era Mordeală. Băgasem pe aici, am muncit să ne rupsesem. Era o sticlă de 2 litri jumate, era gălbior așa. Asta a crezut că e visa, să ducă să dea în ea. Și era motorină, luasem eu pentru puieți ăștia să pun aici, de, să se usuce. L-a luat un gât atunci de... Și când s-a, când s-a oprit în ea, când a dat cu sete, atâta bă. Gata, bă? Gata. Ia, ia să vedem cum este acum aia. Da, o, e bine. Ai altceva, nu? Da, altă traiște în altă gâscă. Altă gâscă în altă. Sau așa, da. Da, hai. Este, e bine. Da. E bine. Da, hai că-i dau cu vopsea, le terminăm de, de vopsit. Apuc și-o de șlefuit acum. Apucă-te de șlefuit acolo, după care ne apucăm de gard. Am vorbit și cu, și cu prietenul al meu să ne dea niște urșuruburi de alea de 13 de alea lungi. Ce gard, mă? De geam. De geam, geam, geam. Am rămas cu gardurile astea, că o să ne mănânce sufletul gardurile astea. Da. De-aia facem târgile astea așa frumos, ca să putem să muncim cu drag și spor. Și zici tu că după ce le turnăm să le lăsăm în astea? Da. Una peste alta, așa? Da. Hai, da. Zici? Da, mă. Hai să ne trebuie. Trebuie să vină la nivel și după aia trebuie să le tragem, să le tragem din gletiere ceva. Nu din gletiere, din gletiere, dar și cu lemn ceva. Care da să? Aha. Astea, da, un dreptoraș, luăm un dreptoraș ceva ca lume. Drept, trage așa de la cap la cap. Nu? Da. Hai, că mă apuc să termin așa de vopsit, dai tu acolo că eu vopsesc. Mordeală, merg astea, a? Da. Așa, da. Am terminat-o și eu pe asta. Așa o să le cam facem da, pe... A ieșit bine. Bă, eu zic că a ieșit mai mult decât, decât ce trebuie. Mai mult decât suficient, da. I-am dat și pe astea pe aici. Nu foarte mult, dar aveam o chestie să-i astup, să-i astup sudurile astea, știi? Mm-hmm.
Că la sudur pe acolo prinde rugina. Da. E bine, domne, e bine. E branconier, da. E branconier, domne. I-am dat și pe interior, i-am dat și pe toate porțile. Așa trebuie făcută fiecare. Bă, ce brand am făcut eu aici. Da, de la Pens, de la Flex. Îi dăm, le dăm pe toate, că nu avem, nu vrem să vă plictisim foarte tare, chiar dacă unii o să zică, domne, că n-ați făcut nimic și nu știu ce, dar să știți că toate târgile astea, cred că durează vreo 2 ore să le vopsești. Cel puțin 2 ore. Pentru că e migăleală, trebuie să stai să dai fiecare chestie dintre aia. După care ne apucăm de geamuri, nu? Da. Geamuri și după... Geamulețe. După care o să trebuiască să ne apucăm și de solar. În caz că nu vine lemn, ne apucăm și de... Da, da, da. De solar. Da. Măcar facem din el cât... Cât putem, da. Cu oricum bănuiesc mâine că nu o să vină de dimineață lemnul. Da. Pentru acoperiș. Ia uzi. Ia. Ia uzi, mă. Stric. Măgarul strică la tine. Răspunde și tu. E măgar. Sau suntem certați? E măgar, ne-am certat. E, râdem, glumim. Murdeală, păi acolo poți să stai, fratele meu. Nu? Da. Pune mâinile pe piept. Bă, dar e exact ce trebuie pentru tine. Ce are? Dacă o mai ții așa cu motorina. Branconier, domn. Mamă, ce bar vine, de barul ăsta. Atunci când am bine, mă. Vine părintele, te-a fumat de 2-3 ori. Și gata. Legenda murdeală. Ia uzi cum face măgarul ăla, băi. Păi nu mai e, m-a strigat și dă din mine, dar nu... Nu ai răspuns, a? Nu ai răspuns. Îți era greu? Uite, bă, că i-a dat să mănânce, băi. I-a dat să mănânce la măgarul ăla. Bă. După... Ala, să ne apucăm de treabă, băi, vere, băi. Bă, e de dimineață, totuși, dar... Da. Dar avem, eu zic că până la 12, se termină ăștia de vopsit. Și făcut gaură acolo pentru geam. Da. Nu știu, fraților, voi ce ziceți, să punem un geam sau două? Lăsați-ne în comentarii aici la garaj. Nu știu exact cum să facem. 1, 2. Geam sau două? Un geam sau maxim două. Maxim 6. Maxim 6, domn. Cai frumoși. 6 cai frumoși. 6 cai frumoși. Hai că mă apuc să vopsesc ăștia, nici nu vă mai țin. Gata, mai ai spălat ale? Bă, gata, am terminat tot. Am terminat tărgile astea care ne-au luat o grămadă de ore. Pentru că e migăleală, e... Și uite, au ieșit. Țuță de mâță. Muță de țuță. A ieșit bine, bă, ia uite-te, știu cum arată. De-abia aștept să mă dau un betonul ăla. Oh, da, mi-e un drag de betonul ăla. Știi ce am uitat? Ce? Și ce trebuie să facem acum, înainte să mâncăm? Ce?
să ne punem să facem și stâlpi. Am uitat de stâlpi. Da, bă, ia uite, bă, am uitat de stâlp, bă. Avem 3 stâlpi de făcut și pe aia facem din blană, nu? Din blană de urs. Din blană de, era să zică din ce? De elefant. Bă, și nu știu cum să facem, une să punem piatra aia, bă, frate, bă. Piatra? Păi nu, eu știu tu ce zici. Am părintele să ne aducă un tir de piatră de 40 de tone. Și nu știu unde să-l băgăm, că dacă-l băgăm aici în curte se va lăsa, eu știu, eu aș vrea să-l băgăm cât se poate în grădină, că zicem că aici să terminăm odată cu defrișatul ăsta, da. În perioada următoare. Dacă până în Paște terminăm garajul, facem solarul și terminăm de defrișat aici, plus gardul din față, e exact ce trebuie. Și zic că după Paște să ne apucăm aici la căsuță. De aici e munca multă. Da, uite, nu știu cum să facem aici, să vorbesc și cu, să-mi zică și oamenii o părere. Oameni buni, o să trebuiască acum, după ce am terminat astea, să punem geamurile. Nu știu ce să fac, uite, a venit prietenul ăsta al meu, mi-a arătat cum se desfac geamurile aici, am scos geamul, mi-a adus aici niște, cum se numesc ăștia? Șuruburi. Și nu știu cum să facem. Mă gândeam că noi ne-am sfătuit să facem și sus. Că da. Jos aici, jos în garaj, dacă o să depozităm materiale, o să depozităm scule, o să facem toate nebuniile care vor fi, ne gândeam ca... Ca sus, ce faci, bă? Un piedicat de ăla. Eu uite, cade pe mine, bă. Uite, tu cât am ăsta. Lasă-l acolo, că așa ăla e bun. Până ce-am dat. Păi unde te uiți, bă? Păi mă uitam, eram atent aici. Și ne gândeam ca sus, să facem cât, mă, o cameră? Să facem una mare? Două camere? Bine, aici la jumătate o să fie un gen, o jumătate perete până la jumătate, așa. De fapt, un perete cu o ușă fără ușă, știi, gen, o trecere da, fără ușă. Da, 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 o lași decât trecere, fără ușă, da, gen. Da, pentru că trebuie să aibă o susținere la jumătate, înțelegi? Aha, aha. Distanța cam... Cam mare. Cam mare, da. Păi e mai bine, că fiecare are camera lui, acum nu mai e treabă. Da. Nu mai dormim așa amândoi. Da. Nu mai trebuie să-ți mai miros ție băsinile în dubă. Da, râdem, glumim, dar... Ia uite cum s-a întărit ăsta. Dar între timp ne-a sunat și de la lemn și mâine dimineață trebuie să ne trezim, să mergem, să luăm lemnul. Și eu zic că în câteva zile o să terminăm acoperișul. Da. Nu? Da. Bă, dar ce s-a pus vântul dintr-o dată. Care următorul pas care trebuie să-l faci? Nu știu ce să fac cu ăstea, cu geamurile. Câte oricum... punem? Păi, ia. Păi, eu zic că decât unul, mă, ca să avem lumină. Soarele unde este acum? Acolo. Pe aici o să ai lumină. Două. Eu zic de două. Sau să ne lase aici în comentarii câte. Și unu, să mai... Două. Ăsta o gen, poți să-l pui și după aia. Da. Nu? Da. Dar eu zic că sus tot trebuie aici, dacă faci și un mini balcon aici. Da, oricum aici în față o să punem o ușă și un geam. O ușă și un geam? Da, și pe spate un geam. Zici tu? Da, bă, îți faci... Sau... Păi atunci, mai bine faci în spate aici și faci mini balcon și stai și te uiți în spate. În spate? Da. Nu mai stai aici să te vadă toată lumea. Și așa, da. Să faci intrarea pe acolo, gen. Să intri în... Nu. Poți să faci intrarea pe aici, dar să faci, nu știu, balconul în spate aici. De oricum trebuie să-i faci... Gen un balconaș, așa, că stai acolo, când stai tu și îți bei cafea și îți fumezi țigarea acolo. Nu? Da. Dar tu ce ai făcut, acelea? Ar te dai în ăsta. Iar mă dau. E bun leagănul. E bun, da, cum să nu. Păi hai să ne apucăm atunci, să ce facem? Mâncăm sau ne apucăm de geam? Bă, mâncăm. Ți-e foame? Cât e ceasul? Cât e, bă, ceasul? Cât e? Nu știu. Nu știu. Că nu mi-arată. Al meu nu merge bine. Și geamul îl punem pe primul aici, vedem cum vine, vedem ce lumină este, da. Și după care, oricum, geamuri avem. Geamuri avem, da. Avem 6 bucăți, deci avem să facem garajul ăsta casă. Nu mai din geamuri. Nu mai din geamuri îl facem, da. Mai recuperăm și o grămadă de becea care o să ne trebuiască probabil prin altă parte. Da. Păi și de mâncat ce mâncăm?
Păi mai avem... A mai rămas mâncare, a mai rămas carne la... Garniță! Păi atunci hai, bă, să mâncăm un pic. Da. Stăm și noi un pic, că na, am băgat ce am băgat și după aia ne apucăm în forță de geamul. Și, și dacă mai avem timp, că oricum n-avem ce face, zic, poate ne apucăm și de... Solarul ăsta să... De solarul. Întâi trebuie gândit. Păi și cine te ține să nu gândești? Păi... Nu poți face două lucruri în același timp, să și gândești, să și... A, știu că la tine e o problemă cu gânditul, a? Bă, chiar nu știu, lăsând gluma la o parte, chiar nu știu cum să-l... Că arcadele astea sunt mici, frate, mi se pare, pentru ce vrem noi. Adică ia două arcadă de-asta. Îl facem cu două, bă. Cum una cu două? Aici, una în partea asta. Ia pune pe pământ așa. Are 2 metri. Ia lasă jos. Pune-l jos, așa. Nu așa. Înțeleg cum vrei. Una așa, deci asta aici. Așa. În continuare ei încă una, cu pantă la solar pe jumate acolo, să scurgă apa, nu știu ce, cu jgheapul pe jumate acolo. Mai înțeles? Hai. Dar poți să pui una lângă alta și mai pui o țeavă aici și nu îi mai dai nicio. Și tot așa pe semirotul, nu? Păi da, o facem noi. Aha, aha. Și nu mai stai să... Și facem din fier, dintr-o la gen. Că ăla să facem mult mai ușor. Da, o să o dăm, tot dăm de asta, că asta să se îndreaptă. Putem să o facem. Și să facem tot din țeavă de asta și în loc de 2 metri să-l facem de 4, nu? Da, e mult mai bun. Păi bun, și de lungime cam cât să-l facem? 5 metri. De 5 metri? Adică să facem cât garajul așa de mare? Pentru că la vară aici... Da, dar 4 pe 5 e cât garajul așa. Cât garajul, da? Băi, o să ne ajute foarte mult, o să zică atunci mult. Atunci o să facem... De 5... Vedem cât ne ajunge, din tot fiorul ăsta facem un solar. Cât de mare o ieși. Zici tu? 5, 6, 7, 10 metri lungime, 4 metri lățime, cu lungime cât o ieși. Mă, eu zic că iar nici prea mare nu e bine, frate. Maxim 10 metri, e bun de 10 metri. Oricum o să ne trebuiască, la multe astea, o să ne trebuiască pentru gard să băgăm alea să se usuce. Dar până la urmă, facem o grămadă de economie la vară cu mâncarea, cu astea. Da. Cu fructe. Cu fructe leguminoase. Și ce punem în el? Roșii? Roșii, castraveți. Vinete. Vinete. Varză. Nu punem varză acolo, punem afară varză. Varză afară. Afară. Ardei. Când ne-am apucat aici la casă, vă dați seama că mai facem și economie și de asta. Că nu vă imaginați cum sunt materialele. Pentru cine știe cum sunt materialele, sunt o grămadă de bani. Da? Nu vă mai spun, numai la garaj până acum, cred că toate astea aici ce vedeți. A, nu spune, mulți nori să creadă. Dar asta este, în fine, nu e vorba despre bani. Ideea este că ne ajută și foarte mulți oameni și le mulțumim pe această cală. Sunt niște oameni de nota 1 milion. Hai să mergem să mâncăm și după aia să ne apucăm să facem geamurile. Hai. Ce mâncăm, ce-a mai rămas, a? Da. Ți-e foame? Păi nu pot să zic că mi-e foame, cine știe ceva. Bă, ce bine a prins mâncarea asta. Mamă, dar ce bine! Am mâncat 2 zile din ea. 2 zile, ieri, da. Și azi. Nici nu mai... Nici nu mai ținem aici, pentru că știu că o să le facem din nou poftă. După ce mâncăm acum... Ne apucăm, că ziceam de solar, să ne apucăm de stâlpia. Trebuie terminat și stâlpia, că dacă... Trebuie stâlpia, da. Dacă avem timp, să ne apucăm să și turnăm din da, stâlpi. Da. Ca să fie treaba. Zic că dacă am terminat stâlpii și punem măcar un geam, eu zic să punem un geam pentru început acolo. Da, o punem un geam, ce după aia puteți decupăm. Punem după aia geam. O să trebuiască lumină și acolo, o să facem o grămadă de chestii în garaj acolo și trebuie da, lumină. Da, bă, da, bate vântul ăsta. Da. E enervant rău de tot, ne-a zăpăcit de câteva zile vântul ăsta. Și gândiți-vă că aici totuși este în vale și tot bate vântul. Dar dacă ești acolo sus în câmp. În fine, hai să mâncăm, să nu vă mai ținem aici, mâncăm și revenim după aia, ne apucăm direct de treabă. Am și mâncat. Am și mâncat și altă viață. Gândim altfel, gândim cu capul, burta. Fraților, trebuie să intrăm să ne luăm aici ce ne trebuie. Bă, dar trebuie să le pregătim direct, mă. Poate avem timp să și turnăm. Zici? Eu așa zice, luăm betoniera, că le-am dus la neamite la aici. Da. Și poate avem timp să le turnăm și mâine când vine lemnul ne apucăm și dacă acoperim și turnăm și ele. Când ne relax. Așa și cu aia și cu aia. Așa zic. Până alea. Exact. Da, trebuie să facem alea, bă, de stâlpi.
Și luăm și astea, să le facem pentru... Să le decupăm frumos, le tăiem, le aranjăm, mm-hmm. le facem. Hai să vedem ce... Hai. Trebuie să scoatem alea din casă. Trebuie să facem și stâlpii pentru da. Gard. Mamă, ce e aici, să mă bată tata. Dar îți dai seama, astea, când vom intra la... Să ne apucăm de gard aici, în maxim 2 zile nu mai există ciment aici. Nici un sac. Nici măcar un sac. Păi hai, intră și ablănile alea, vezi să nu cadă tavanul ăla pe tine, mâncați-aia și gura ta. Nu mai apăsa că acum... și nu mi-e de tine, mi-e de ciment. Murim aici ca nebuni. Păi și cum facem? Mi le dai mie pe aici să pun? Da, ți le pun aici. Și... Dacă le câte, câte luăm? 3? Păi câte dale avem? 3, 6, 9 blăni. Nu mă, vine 2, 4, 6, 6 blăni. Cum 6? Păi dar nu-i faci așa în formă de U? 6 și cu 3, 9, da. E grea matematică. E grea matematică. Haide, dă-mi-le aici la mână. Dă-mi la mână aici. Mamă, dar ce bine este să fii mâncat, bă, frate. Da? Hai bă, că ușor, ia să vezi, imediat în 2-3 zile nu mai există aici da. Nimic. Da? Blană de urs. Blană de urs, e un branconier, domne, branconier. Bă, dar nu mai vorbi tare așa, că poate cade tavanul ăla pe tine. Murim aici ca proști așa. E brană. E brană rău. Ia dat cu brana în nas. Să le spun și lor povestea. Era... nu le mai spun, mă, că e urâtă povestea. I-am dat la unul o brană de la căruță în nas și n-am mai nimerit să zică blană și a zis că i-am spart nasul cu brana. Nu mai prostii făceam când eram mic. Câte am dat? Nu știu câte mi-ai dat. 5. Mai trebuie 6. Mai trebuie... Bă, ușor. Bă, dar tu vezi ce blană ne-a dat astea și e pieti, vezi? Brană. E strâmbă, e... Vai de capul ei cum este. Da. Hai să încep să iau din ea. E brană, domne, e brană. Și primul cofrac pentru stâlp. O să vină exact aici. Eu zic să facem cumva să și turnăm o până diseară. Bun, și aici cum... Mai răbdare, a? Dar vreau să vă spun cum e. Sunt foarte curios. Sunt mai de curios. Înțelegi? Dar nu trebuie mai strâns gen? Nu, mă, nu. Așa, vine la fix, așa. Zici tu? Da. Mă gândeam că poate vine mai așa, mai strâns. Mai strâns? A? Nu, mă. Vine bine. Îi băgăm niște astea aici. Da. Clar îi băgăm, da. Și unde îi le prinzi, în ăsta? Da, cu tocul ăla. Păi da, dar vezi că ăsta e mai sus? Văd, cred că e scândura aia mai mică. Cred că scândura aia din stânga e mai mică. Nu? Ia ruleta, ia ruleta, uite acolo ruleta. Unde? Uite acolo jos. Și măsoară și pe aia și pe aia, să vedem cât are. Ia. Yeah. Cât are asta? 15. Ce ai dat, mă, mâncața și pe aici? 15. Aia, a căzut pe ea, bă, eu știu ce a căzut. 15 acolo. Ia uite-te și tu. E de la, bă, clay, de la, știi, de la pom, de la... Dă-i cu limba, mă. Hai, mă, las-o că să vede. 15. Te uiți la linie. Uite, 15 fix. Ia, vezi, aia. 15. E chiar mai mare? Nu e mai mare. E la fel, mă, tot 15. E la fel. E bine, mă.
Nu, bă, nu, cum să-l strângi așa. Lasă-l pe el, așa. Uite-l, e drept, e bine. Și aici ai prins niște astea, a? Da. Aici, aici. Din 3, nu 30, în 50, în 50, așa. Da, da, da. Prindem hai niște. Să le facem și hai să... După ce, dacă terminăm geamul ăla, poate turnăm și până diseară, să vedem că între timp să și usucă. Ia să-l fi uscat, ia. Ia vezi. Eu zic că s-a usucă, bă, până terminăm noi cu frajele astea. Până... S-a uscat, hă? Da, bă, eu deja uscat eu. N-ai treabă, nu rămâne nimic pe mână. Dar ce bine au ieșit, bă. Mamă, ce-a, țiplă, uite-te și... Fraților, după ce terminăm gardul nostru, o să ne apucăm să facem și o mică afacere aici. Cine dorește garduri, o să le facem aici, le dăm un număr de telefon, facem repede o echipă și dăm drumul la garduri, dacă, numai dacă ies ce trebuie și dacă vă place, cum să nu? Vedem ce iese, nu? De-abia aștept să văd ce va ieși. Păi hai să dăm înainte cu astea. Hai să terminăm astea. Matrițele astea. Apuși de astea ca să nu stăm iar degeaba. Așa. Și eu mă duc să scot toate formele de la gard. Formele ar trebui tăiate, știi? Și le și tai. Da. După aia le prindem, le mai prindem în astea sau le lăsăm direct așa? Nu, așa le lăsăm. Și după aia le punem, o să trească să punem aici, să facem să nivelăm puțin. Da, mă, bă, ne trebuie teren drept, mai înțeleg, la bolobog să-l faci. La bolobog, da, o să punem pe palete. Pe palet, da, da, zic, paletul să-l facem, să-l punem în bolobog. Tragem aici cu sapa, paletul ăla și paletul ăsta. Și punem gardurile pe paleți aici. Da, bă, da, trebuie să iasă drept, să iasă ca lume. Hai, atunci așa facem. Mă duc să scot toate alea afară. Da, trebuie să scoți toate alea. Până scoți tu alea, eu fac bun. Ăsta aici. Îi dăm pe repede înainte ca să nu mai stăm să mai pierdem timp. Cam. Chiar de muncă, hai! Ehe, am făcut, de fapt am reușit să facem un ăsta complet pentru stâlpi. Mai am multe? Bă, mai sunt vreo 2 sau 3 mai sunt acolo. Ăsta nu o să mai trebuiască tăiat. A, ăsta e perfect așa cum e, eu. Le vezi? Da. Decât ăla ce era mai lung așa. Uh-huh. Restul sunt toate, sunt la nivel. Da, da, da. Uite, ăsta vine, ăștia vin pălăriile turnate. Ai luat și căciul, măi, vere? Pălăriile în capul stâlpilor. Căciul, nu? Căciul, cum vrei tu. Căciulă, căciulă. Era să zic o prostie, da. Dar nu mai zic. Păi hai să terminăm cu toți stâlpii. Așa. Facem geamul și până aia să usucă tot cum, exact cum trebuie. Le punem pe poziție pe toate. Da. Tragem aici cu sapa, nivelăm aici. Punem la boloboc. Și aș vrea să și turnăm până diseară ca mâine să vadă oamenii în vlogul celălalt. Să vadă și ei exact cum a ieșit. Că poate sunt mulți interesați. Da. Care să-și cumpere matrițe. Și dacă sunt interesați, matrițe sau de ce nu garduri. Clar. Ne-am gândit, fraților, de ce nu? Dacă o să meargă și asta, tot suntem cu domnul Dan aici. Deschide și un... Poate sunt unii mai comuzi și nu vor să-și facă gard. Dacă nu vor să-și facă gard, le vindem noi atunci. Un ban de acolo, unul de acolo, uite așa se strânge și facem aici, facem și la casă, facem și de acolo, și de acolo, și de acolo. Bani să-i fie, fraților, că până la urmă de asta muncim toți, nu? Gata, hai să lăsăm vorba la o parte și să ne apucăm. Da, bă. Haideți să băgăm pompa, pompa. Pentru că trebuie să luăm să le spălăm alea un pic așa, să le degresăm un pic înainte și să luăm pe ele. Dar unde e pompa? Vezi că e aici. Uite acolo jos. Opa. 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 Papa. Opa. Daria. Daria, pui mami. Mami.
Haide la tata să vezi ciombolanu. 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 Ciombolanu zicea? Ciombolanu. Da, ciombolanu. Ciombolanu. Bă. Deci ăsta vine, ăsta e plutitorul, nu? Sau ce mă rog și ăla. Și unde o leg, de aici, de ăsta? Pânzură, da, de undeva, eu știu. De aici, nu? Da. De mâine, da, acolo, da. Dar furtunul unde e? Ăsta nu e furtunul nostru. Bă, da, e așa nu stau și că l-am pus eu da? Pe ăla. Da. Dar du-te și tu și-a patentul ăla. Patentul, nu știu, e pe-n casă pe aici. Ia patentul. Patentul. Ia. Ia un pic de sârmă. Sârmă. Adică șurub universal. Aaa. Cred că tot pe aici e, bă. A, uite-o aici, jos. Mai multă să legăm furtunul. Legăm și furtunul, tot cu sârmă? Da. A, adică jos acolo, zici, jos, nu? Da. Bă, dar mi-a dus la sârmă în cața și gura, facem un S-a rând. Nimerit asta. Un rând de porumb cu sârmă. Ia. Daria. Daria. Mami. Puiu. A? Băi, dar tu ai văzut, frate, ce avea în ciorba aia? Aaa, da, bă, aaa, lasă-mă, că ciorba. Ziceai că m-am spălat pe picioare după ce am făcut chirpiș cu tipul cu guvernel acolo. Ai văzut ce era acolo? Să mă bată tata așa ciorbă, bă. Am crezut prima dată că e la vrăjeală, știi? Eu am zis că e mâncare de porci. Nu, bă, că pula porci au curat, bă. Bă, nu vreau să judec pe nimeni și să nu mă înțelegeți greșit. Că nu suntem noi nimeni să judecăm pe cineva. Dar parcă totuși, frate, n-ai cum. N-ai cum în halul ăla. Nu se poate așa ceva. Da. Când am văzut ce acolo. Uite, te mordeală aici. Ia, asta e cuiro românească, nu? Și acum îi dai de aici și să se rupă, știi, la fix. A, nu o mai rupe, las-o așa, o scoate. Nu mă, uite-te, na. Ia, a, se rupt alea, pac, pac, așa, pe... Trebuie furtunul, era să zic. Furtunul? Furtunul? Dar scociul nu mai știu unde l-am pus. Ah, cred că parcă l-am dubă, l-am văzut. Să dau un furtun de ăsta. Au noroc cu oamenii ăștia, că nu se vede pe cameră ce mi-arată mordeaua. Că dacă ați fi văzut, l-ați fi săturat de carne. Intră? Aia și dacă nu intră... Îl lărgim. Lărgiți-l! Dar dă-i, bă, românească și jos la furtună. Da, bă, îi dau. Ținem așa de ăsta. Îi dau românească în două, așa, ca să fiu sigur. Da, păi în două. Lărgiți-l. Bă, oameni buni, bă, ce facem noi aici? Bă, dacă ne apreciați și ne iubiți, cum noi vă iubim pe voi, dați-ne un like aici, fraților. Dați-ne un like aici, zic că merităm. La câte nebunii o să facem noi pe aici. Eu zic că merităm un like. Și mai dăm cu scoci și aici pe el. Bă, frate, trebuie un pic ca să stea cu bunul ăsta întins și cu firele astea, că o să se proștească toate acolo. Dar nu știu unde e scociul. Ia, cred că e în dubă. Dar tu ce faci? Ia du-te și caută. O să-l caut. L-ai găsit, bă? Da, bă, l-am găsit. Ia. Dar ia. Și BMW-ul lui Neamitel aici. Da. E pe filmare aici. Pe filmare aici, da. Ce trebuie, bă, dar mă enervează vântul ăsta, frate. Frate, bate rău. Dacă se aude vântul ăsta, cum se aude, să nu ne înjurați. Dar n-avem ce face. Mordeală. Da. Ține. Păi haide, mă, hai să prindem ăsta și... Ține și mie aici cu mâna așa. Nu? Da, îl prindem prima dată, îl prindem așa. Da, de... ridică-i și ăla în sus. Ce? Plutitorul ăla. Nu, păi, dar nu pornește dacă e în jos. De ce? Nu pornește, că ăla când stă în jos, așa nu pornește pompa. Da? Da. Nu te văd aici că pornește. Nu pornește, bă. Trebuie să stea în sus. Asta e gen aia, dacă rămâne puțul fără apă, bine, acum dacă rămâne fără apă, nu se mai oprește pompa. Da? Păi am legat plutitorul ăla, dar uite așa, mă. Vezi, are o bilă în el ăsta. Da? Da, și trebuie să... vezi? Ia, ia.
Ia apropie-te, ia. Vino cu urechea aia. Oh, tare! Gata, hai să o băgăm. Ia furtunul ăsta și du-te cu el până acolo. Dar du-te pe partea ca să nu mai faci prin firele astea pe aici. Și pe unde să-l bag? Și te duci pe partea aia, pe acolo. Aici? Că la tristea. Da, bă. Da, ajunge că le facem aici în grădină să nu facem baltă aici, bă. Da, dacă nu ajunge mai rămâne. Dacă nu ajunge mai rămâne. Și le facem aici în grădină. Stai să arunc copacul ăsta. Era un copac acolo. Nu băgai pe aia. Tu ești copacul credincios. Wow! Mi-a intrat o muscă în ochi de zici că... Musca, domne, muscă. Păi și unde zici să? Aici? Eu zic să tragem aici, punem pareții ăștia. Le mutăm în... Păi da, bă, dar e cam de parte de betonieră, zic eu. Hai să o facem mai acolo. Ce să le facem unde, acolo? Da, da, da. Să turnăm acolo, gen direct din roabă? Da, bă, direct, așa. Vezi tu? Da. Dar ce ți se pare, bă, departe, de acolo până aici? Da, nu e departe. Nu e departe. Atunci hai să facem aici, dăm furtunul ăsta. Păi, le facem aici ca să ne mai încurce, că acolo mai facem alte chestii, dar aici n-avem nimic de făcut. Aha. Atunci facem aici. Așa zic și eu. Păi atunci hai să mutăm ăștia, iar trebuie mutați de aici. De ce? Numai aici, aici fă. Măi, lângă gard aici, ziceam. Lângă gard? Da, băi, în partea asta aici. Dar pe acolo mai treci în grădină. Ziceam aici, 2 metri să facem, să facem gardurile. Aici. Unde vin paleții ăștia, punem unul în capătul celorlalt. Oricum ăsta o să vină una peste alta, nu? Da, mă, așa. Pe asta zic și eu. Și ăștia vine una peste alta. Da, bă, și uite aici, aici, dacă le faci aici așa, eu zic că nu ne încurcă cu nimic aici. Păi da, dar nu vreau așa pe lung. A, tu vrei pe lat, pe lat așa. Așa, da. Hai. Hai. Am terminat ăstea de pus la nivel aici. Trebuie să ne ducem la Neamitel să luăm betoniera. Ce mai trebuie murdeală de făcut? Betoniera, să udăm astea cu apă. Să le dăm un pic de apă înainte. Să decupăm geamul. Păi eu azi zice cât e ceasul? E fix... Fix cât? Fix 4. Fix 4. Eu zic să hai să ne apucăm să facem geamul. Și dacă până diseară avem timp să le și turnăm, eu zic că pe ziua de azi am făcut mai mult decât trebuia. Nu? Da, hai să... Și mâine dimineață mergem, luăm lemnul. Da. Îl descărcăm aici, ne facem ce ne facem. Și după aia le decofrăm pe seară. Să vedem ce a ieșit. Așa, fraților, că dacă vreți să vedeți rezultatul, trebuie să intrați pe vlogul celălalt. Să vedeți rezultatul. Adică nu mâine seară, poi mâine seară, pentru că se postează din o zi da, una nu. Pentru cei care mă întreabă și îmi zic că de ce nu postăm zilnic, pentru că trebuie să și edităm vlogurile. Nu este ușor așa. Ne ia câteva ore la editarea unui vlog, pentru cine nu știe. Deci este mult mai multă muncă, pe lângă munca fizică pe care o facem aici. Așa că dacă ne apreciați, dați-ne un like acolo, pentru că eu zic că merităm. Hai să ne apucăm de geamul ăla să-l tem. Cât avea? 1 pe 16, nu? 116 pe 116. 116 pe 116. Gata, hai.
Terminat de tăiat, domnule? Terminat de tăiat. Și acum ce trebuie să-i facem? Trebuie să-l dăm jos, să vedem dacă cade. Păi și crezi că cade așa dacă... Ia uite și ăsta, ui. Băi, ești nebun, cade cu piciorul. Eu trebuie să dau scaunul ăsta de aici. Poate scade pe picior, ui. Poate scade pe picior. Ia, ia murdele. Poate scade pe tine, ui. Băi, ești nebun. Nu merge, frate. E mai greu decât credeai tu. Nu se duce. Numai că s-a așezat. Aha, da, da. Vezi, dacă mă ascultai tu și făceai dinainte. A, ce are acum? Te-ai mai și muncit? Hai că mă să-i dau și după parte. Aha. Ia, dă, ia. Ai ieșit în afară acolo? Hai. Ia mult până iese unul, bă, că după aia... Ia. Gata, bă. Ei, oi. Și acum ce vrei să-i dai cu piciorul? Sau să-i scoți direct? Mai rup și BCA-ul degeaba. Ia scoate-l tu cu mâna. Că ăsta-l folosim, vrem... Părțile care le scoatem de aici, vrem să facem WC-ul în grădină. Vedeți cum cade acum. Da, da, mâine, vezi să nu cadă. Ia, ia. Da, 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 mâine, da. Da, da. Ia, ia. Nu, nu. Nu așa. Băi, aici. Așa. Nu o să cadă. Nu o să scadă, bă, de sus. Da, da. Da, da, branconier, da. E branconier, bă. Ai bătut joc de becea ăsta. Nu mi-am bătut mai bere. Aia ți-am zis eu că muncești mai mult, așa nu m-ai crezut. Tu cu geamurile tale în romb. Tu cu... Nu, fraților, s-a schimbat treaba, nu le mai punem pe alea în romb. Punem dintre astea pe drept. Și de-aia s-a întâmplat așa. Și de-aia... Împinge-o în perete. Așa, fii rău. E cu tremur. Tragi, mă, de el, uite. O, te vezi? Te vede lumea aici, am dărâmat garajul. Gata, dărâmăm garajul, ne-am săturat. Gata. Renunțăm la tot proiectul, gata. Dăm jos tot, nu se mai poate. Dă-i mordeală, sparge-l, rupe-l pe tot. Fă-l praf. Praf, gata. Nu mai, gata. Gata. A ajuns. Gata. Gata, ușor, ușor, că bă, poți să-l folosești pe ăla, nu mai dăm așa. Da-l ca... Da-l folosești, bă. N-ai treabă. Gata, domne, și-a rămas de garaj, de garaj, de geam, de aici. Geam aici. Mai trebuie ăia de sus, a? Să te vezi acolo muncă ce este. Da, da, da. Branconier, aia sunt prins și în beton. Aia sunt prins și în beton acolo. Beton. Gata, fraților, revenim cu rezultatul final. Na, 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 na. Pe care ăsta de aici este geamul, nu? Da. Îl pe ăsta lăsăm aici, nu? Da, stai să-l dăm la o parte. Ia, dă-l tu la o parte pe ăsta. Și pe ăsta să-l luăm acolo. Da. Ia. Ia de acolo. E băgat unde e mai ușor, eh? Păi să le arăt și oamenilor aici, hai. Așa, domnule. E zis să-l luăm, să-l punem la jumate, nu? Dar cu care parte vine? Cu asta sau cu cealaltă? Ia, pune-l pe scaun primar. Păi, vine invers, lasă-l jos. Așa. Vine întors invers. Adică așa. Așa? Da. Păi așa. Gata. Gata, domnule.
Așa, nu? Da, așa vine. Sau poți să pui și invers. O să se deschidă în partea aia, nu? Poți să-l faci să deschidă și în partea aia, dacă vrei. În care parte? Partea. Nu, în partea aia să se deschidă. Așa e bine, nu? Da. Ia. Dă-i drum. E sigur? Da. Ha? Ia să vedem ce-a măsurat mordeala aici. Aici, ia dă ciocan. Dă ciocanul? Da. Ia! Ia frate, ia. Pam, 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 pam. E, a, e exact ăla, dar am pus și eu mâna pe el. Colțul ăla e, nu? Da. Și ăsta trebuie pus și el la nivel, nu? Da, să-l punem drept. Să-l punem drept, nu? Da. Stai că nu știam ce e aici. Crezi că e spart sau ceva? Hai bă, că țin eu de aici, hai. Bă, dar de ce mă chinui, bă, frate? Dă-i drum. Sigur? Da. Hai. Așa. De ce te chinui? Păi, dacă ți-ai spălat și să te chinui și nu te uiți. Aha. 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 Da, domnule, branconier? E branconier, bă, acum trebuie să mă ajuți. Cu pene, a? Să-l împănăm, să-l punem în bolovoc. Să-l împănăm și-l băgăm la cuptor. Să-l împănăm. Și-l punem în bolobocă, da. Hai că țin eu de el. Ia dă-i drum. Trebuie pus în bolobocă, băi. Și așa. Ține de așa. Și așa. Vezi? E... E aproape bine. Ce aproape, bă, că e bine? Ha? E bine rău, bă. Ce, bă, noi nu mă așteptam să fie așa de bine. Da, da? Așa? 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 Hai că trebuie să-i punem pene. Bagă-i niște pene. Aia. Ține de. Țin. Da, dar vezi că o să fugă în partea aia. Păi, mai trebuie puțin să fugă. Te fix bine. Ține de el așa. Țin, mă, țin. Mordeală meșterul Manole. Da, nu, nu, nu așa, nu așa, invers. Așa. Niciodată n-am pus termopan. N-ai pus niciodată? Nu. Da, e mare școală să pui termopan. Îl pui, tragi la nivel, îl bagi niște pene, după aia îi dai cu spumă. Acum îi bagi pune așa. Niște șuruburi în mărgini. Ui, uite bă, cere mai mult. Gata. E bine? E bine rău. Hai, ai văzut? Așa. Ia, în partea asta. Ia. Vezi? Și aici tot așa trebuie. Îi mai dăm 2-3 capace, ia da, ține de el. Ce vorbești, mai, bă? Mai dă-i puțin. Ce vorbești? Puțin. Hop. Mai puțin. Hop. O dată și gata. Hop. Prea mult. Gata? Da, bă. Ăla e. Pune noi, pune termopane, pune blăcoane. Echipa racheta, fraților, dacă aveți nevoie, dă garduri, dă geamuri, dă termopane, dă ce vreți voi, dă uși. Încă ne gândim la ușa aici, că nu știu ce ușa să punem la garaj. Băgăm și alea? Băi, eu zice că da, putem să le... Ia, sau le băgăm, bă, păi. Să-l prindem de toți și după aia dăm de că cu spumă, știi? Eu așa zice. Da. Nu? Da, bă, da. Păi bun, atunci așa facem. Hai, mordeală, ce-ți fac, ce-ți țin? Să-i prindem ăstea, bă. Păi țin de ce? Țin de geam, de ce? Astea fix, aha. Mamă, ce bate vântul ăsta. E prins pravă ca lumea, a? Da. Dar asta de ce e? De plastic sau de ce e? Plastic e. Oh, are un fier. Stai așa. Stai așa, faci așa. Capsează-l un pic. Da, dar o să sară de la ia ține nivel.
Lasă că mai punem o dată. O să-i dau gaură. Am crezut că cade. Trebuie să-i le dai de jos găurile. Nu știu dacă nu merge. De jos. Ia. Bă, facem bine, mă, nu? Mm? Gata, mă. Hai că a trecut de... A trecut țavă. Nu? Țavă. Și aici vine geamul. Ai dat, ai dat, a trecut prin partea aia. Deci, s-a proptit în alalt. L-am băgat să nu se spargă geamul. Dacă e bine, eu zic că e bine. Dar nu trebuia să rămână șurubul în partea asta? Unde? În partea asta? Aici? Eu l-am băgat să nu se spargă geamul. Ai văzut când pui geamul să nu... Da, nu știu. Eu mă gândeam că trebuie să-ți rămână la fața aici asta. Păi s-a proptit, mai are o cameră de aia. Știi, s-a proptit în aia la... Am înțeles. Hai, îi dăm la toate și gata. Mordale, zici că ai reușit aici să termin cumva, nu? Da. Așa, domne. Deci trebuie împănat mai bine. După care ziceam să scos puțin asta și mai mă bag să mai taie niște astea în pădure acolo. Da, da, da. Că... Uite, a venit între timp, a venit și părintele, văd. Să vadă ce am mai făcut pe aici, ne mișcăm cu drag și sport, nu stăm deloc. Drag și sport. T-ați nimerit la fix aici. Avem nevoie de ajutor. Vă salut. Voiesc, hai și lor. Doamne ajute. Doamne ajută la toată lumea. Să vă dea putere și har. Sănătate. Doamne ajută. Vrei și pe ăsta, bă, tu ești omul bun la tot. Domn părinte, chiar că e omul bun la tot. Am decofrat între timp, am început să punem din geamuri. Făcură și scârcium pentru copii. Am făcut și ia. Astea de gard, matrițele. L-ai făcut după ăla, nu? Da, cum? Ia uite că trece. Asta e fărtijul. Cum? Nu? Le-a sudat la București, le-a făcut acolo? Nu, acum aici le-am făcut zilele astea, păi. Bravo, tati. Mâine îmi vine lemnul pentru acoperiș. Am pus și geamul, mai avem să-l împănăm puțin. Deci, băgați ăla, să bagi așa în ăsta, nu? Da, uite. Dacă vă arăt imediat. Ia. Ia, cum vine? Vine direct în ăla, da. Vine la fix aici, măsura la... Să iau. E sub. Da? Și îl porni. Intră mai fix. Nu, nu, cred că e din partea asta. Ia. A intrat? Da. Hai. Mă, intră fix, e bine că e făcut. Păi de-aia le-am făcut, să fie un pic, să intre un pic mai forțat. Să intre fix, ca să nu-i dea voie să da, 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 da. Să strice dimensiunile. Știi da, că dacă are joc, așa să varsă și strică, nu-ți mai vine după aia când... Ce părere aveți, ne descurcăm? Mâine vine lemnul. Când vrea din cineva să facă ceva, Dumnezeu în absolutul lui, Dumnezeu, când l-a creat pe om, a pus în el toate ingredientele necesare. A să-și atingă scopul atât în plan personal ca om, material, spiritual, din toate punctele de vedere, vorbind subiectiv, știi, în plan da, personal, da, da. Cât și de obște, ca neam, ca țară, ca popor, ca... Că de asta omul e judecat și particular și cu neamul universal, în obște. Deci, toate ingredientele necesare le-a pus în el. Și uite, când apelez la ingredientele creatorului puse în tine, găsești resurse și uite ce și rezultatul. Le-am și vopsit, le-am și făcut. Păi ai pus și geamurile, gata. Da cum ne... Taie, bă, taie. Păi ne apucam de acoperiș. Extrem de repede te miști. Foarte bine. Da? Mâine da, vine lemnul pentru acoperiș. Am văzut la lucrări dintre astea, trei meseriași, patru, să scarpină, să... Doamne, dar știți cât de mai mare politica să convingă omul da, că da, e greu decât să... Decât dar să la facă. Voi, foc automat. În ritmul ăsta, până la toamnă, deja aici e lună. Aici e perinaj la căsuța. Da, mă întreabă o grămadă de oameni vor să cumpere case. N-ați avut de lucru să le ziceți aici. O grămadă de oameni vor să vină aici. Bă, lasă să vină să mărim tata, să-mi vie în parohia, să o revenim. În afară de slujba mormântării, o știm pe din afară. Deci nu ne mai trebuie nici moliftel, nici un dreptar, nimic. O știm pe din afară. Dar slujba botezului și a cununiei, stăm cu cărțile în față, cu moliftelnicul. Nu prea o știm, că n-am avut. Nu prea sunt. Nu prea sunt.
Deci să dăm și viață, să uite, știi că... Păi bănuiesc că natalitatea aici e... ce spuneam? E aproape zero. Ce spuneam? Fără să-ți dai seama Dumnezeu lucra pe tine, tu crezi că tu poate ai vrut să... De asta în viață e bine să-ți urmezi inima, știi, să-ți asculti inima, că vezi și bătrânii, să ascultă-ți inima când e o decizie. De ce? Inima este organul cel mai înalt de simț al omului. Când iubești, ai văzut când iubești, când ești îndrăgostit, inimioara îți bate mai tare. Da. Inima, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, că inima este chitara Duhului Sfânt. Îți dai seama cât de frumos, adică... Păi tot ce se face aici... Armonia Duhului Sfânt. Acolo și în momentul când pleacă Duhul Sfânt, adică sufletul acela e indiluabil, insolubil, scânteia aia de viață de la Dumnezeu, când a plecat în om, apare moartea biologică, adică a plecat inimioara numai. Dacă ai vede inima pentru un perete de sticlă, când e omul trist, când e supărat, când e... bate de parcă ar vrea să fugă din locul ăla. Da. Dar în momentul când omul e fericit, pentru că pentru asta a fost creat de Dumnezeu, să fie fericit. Pe asta vorbeam cu Murdeală. Noi tot ce facem aici, facem cu inima și cu sufletul. Ai! Și când vezi, dacă ai putea să vezi inima pentru perete de sticlă când e fericită, când persoana respectivă, ființa respectivă e fericit, jubilează. Jubilează, adică e... Așa suntem noi, uite. Bătăile ei sunt... Noi punem vlogul, după ce punem vlogul, ne uităm prin comentarii și ne încărcăm cu energie pozitivă de la, oameni care... Pentru că bine pentru bine și într-un bine ne găsim sensul și bucuria și fericirea. Pe noi ne ajută oamenii aceia care sunt plecați în străinătate, trăiesc prin voi și își potolesc dorul și setea de țară și, cum să spun, le dați și exemplu de a-și urma și ei, că fiecare are un loc sfânt în țara asta de unde a plecat, de unde l-a ținut bunica de mână ca pe tine, unde a spus primele rugăciuni, unde a făcut primii pași, unde a gângurit, unde a... Și acolo locul ăla e sfânt pentru fiecare în inimioara lui și fiecare se întoarce la origine după ce merge prin lumea asta mare și binecuvântată de Dumnezeu să-și caute rostul, atât în plan material cât și spiritual. Ia uitați-l și... să uită la stâlpi. Am făcut și stâlpi. Da, și stâlpi sunt... Sunt făcuți, mai avem să le punem decât ăstea, întăritoarele. Da. Dar vă vindem noi, că noi vrem să ne apucăm să facem și o mică afacere cu garduri aici. Dacă vreți, facem. Cu gardurile voastre. Da. Cum să nu vă facem? Noi, dacă părintele ne-a ajutat pe noi, cum să nu vă ajutăm și pe dumneavoastră, nu? Învățăm unii de la alții să facem bine. Și împreună învățăm de la Hristos. Exemplu, cel mai relevant al omenirii nu este centrul omenirii doar pentru că de la el se numără anii și veacuri. Este centrul omenirii pentru că eu, pe mulți m-au întrebat, bă, tu din box ai venit la tu, din nu știu ce, băi frate, caută că ești copil deștept și sunt... Acum ziua de azi cu informații, accesul la informații, imediat. E greu să mai găsești proști, știi? Da. Oamenii sunt informați și informația și adevărul îi eliberează. Eu vreau să vă spun tuturor românilor de peste tot și oamenilor în general. Bă, frate, căutați în toată istoria și filozofia religiilor lumii, la budiști, la șamani, la hinduiști, la cine vreți voi. La musulman, n-am nimic cu nimeni. Fiecare religie în parte este morală, știi, și ziditoare. Bă, dar frate, de ce am venit eu la Hristos? De ce sunt eu ortodox? Ortodox pentru că m-am născut ortodox și străbunii mei sunt ortodoși. Iar la Hristos am rămas și m-am reîntors, să zic așa, și am venit cu toată inima mea și voi rămâne până când mă întoarce înapoi de unde m-a trimis Dumnezeu. De ce? Pentru că în toată istoria și filozofia lumii, religiilor lumii, n-ai să găsești o zeitate care își dă viața pentru adepți. Toți cer sacrificii, toți cer jertfe. Hristos a venit și s-a dat el jertfă pentru adepții săi. Bă, frate, înțelepciunea lui Solomon. Să-ți explic înțelepciunea lui Solomon, ca să vezi părintele cel bun. Și cum cunoști Dumnezeu cel bun. Fii atent. La Solomon, cel mai drept și cel mai bun împărat, rege al lumii. De ce? Pentru că el avea doar 12 ani și el n-a cerut lui Dumnezeu nici femei, nici avere, nici putere. Ci a zis, Doamne, cum voi putea conduce eu poporul tău, un copil fiind și lipsit de înțelepciune? Iar Dumnezeu i-a promis că nu va purta război și el n-a purtat război. I-a înghițit deșertul și furtunii pe cei ce s-au ridicat împotriva lui. Pentru că el a cerut doar înțelepciune, Dumnezeu a spus că nimeni și niciun împărat al lumii nu va fi mai mare decât el. Și să vezi aici că harul lui Dumnezeu peste acest copil binecuvântat, Solomon, când ajunge la vârsta maturității fiind rege, înainte cultul regelui era, deci în puterea regelui stătea și judecata, știi? Tot el făcea judecata în popor. Da. Și vine la el o pricină cu două femei care au născut într-o seară.
Una dintre ele i-a murit copilul și văzând că cealaltă a adormit, a schimbat copilul. Dimineața, mama naturală simțea că nu e copilul ei. Cealaltă nu e adevărat, că e al meu și așa mai departe. Au ajuns cu pricina la rege. Și regele ce face? Scoate sabia, atenție, scoate sabia și zice să tăiem copilul, să-l dăm în două și să dăm jumate la una de mame, jumate la una de mame. Mama cea adevărată ce face? Acopere copilul cu trupul și zice, nu doamne, dă-i-l ei să-l știu că este în viață. Și zice, fata, ia-ți copilul și mergi că al tău este, tu ești mama lui. Iar pe nerușinata aceasta, legați-o și dați-o în temniță. Iată cum a descoperit părintele cel bun. Și noi la fel. Zeitatea cea vie, Domnul cel adevărat, Hristos, Mântuitorul nostru. Garanția iubirii, garanția vieții veșnice, prin ceea ce a fost El. Imaginează-ți, și-a dat viața pentru noi, a stat pe cruce. Și imaginează-ți că în momentele când tâlharul s-a mântuit, tâlharul nu s-a mântuit pentru că i s-a aprins lui vreun bec din senin. Sau pentru că a venit el cu atâta înțelepciune de la ciordeală și s-a mântuit pe cruce. Nu! Tâlharul s-a mântuit că a auzit că el, în timp ce îl ocărau oamenii lipsiți de minte, care îi pregătiseră chinul și moartea nevinovat fiind, și era uimit că el în lumea aceea care era dinte pentru dinte, oi pentru oi, moarte pentru moarte, el n-a văzut un om atât plin de bunătate care să spună iartă-i și nu le lua păcatul acesta în seamă, pentru că nu știu ce fac. Deci se ruga și pentru cei ce îi pregăteau moarte. Iar acesta văzând, Ionuț, văzând bunătatea din el și că clar nu vine din lumea asta, în care e moarte pentru moarte, oi pentru oi, dinte pentru oi. Dacă cineva îți dă o pămbă, tu îi rupeai capul, sau dacă s-o murau, nu-i murai familie. Deci nu venea din legea și din și a fost acuzat că tu ai venit să strigi legea, nici probleme. Nu, am venit să o împlinesc. Că ei aveau legile lui Moise, știi? Da, da, da. Bun. Și el văzând că nu este ca ceilalți, bă, de unde vine omul ăsta? Cine este? Ce cu el? Că e nevinovat. Iar celălalt spune, dacă ești fiul lui Dumnezeu, fă o minută, te jos pe cruce. Iar el spune, taci! Că noi ne merităm pedeapsa. Noi am tâlhărit, am omul, am făcut, am trebuit. Omul ăsta e nevinovat și stă între noi. Și are și puterea să se roage pentru dușmanii. În momentul ăla, ăla s-a lăpădat de toată lumea și de tot. Sictirii a fost de tot și văzând lumina lângă el și a înțeles că nu este din lumea aceasta și că e altceva. I-a zis, ia-mă și pe mine acolo unde vei merge tu. Atunci Hristos îi răspunde și spune, adevărat îți spun că la ceasul nouă din ziua aceasta vei fi cu mine în împărăția cerurilor. Păi băi frate, unde este Tatăl cel bun? Unde este Dumnezeu cel adevărat? Unde este Părintele cel bun, cum am vorbit de mama aceea? Care era în stare, adică a acoperit cu trupul ei și a zis să rămână fără copil pentru totdeauna, numai să-l știe în viață, măcar că e în viață și e la cealaltă. Deci, Părintele cel bun, Dumnezeu cel adevărat, care a fost? Hristos, care a zis, iată, n-avea putere să facă așa din cer, să întoarcă pământul pe dos sau să aducă legiuni de îngeri și să ne facă praf. Ce scotea? Nu vrea să facă asta. El vrea să ne învețe să iubim. Vrea să ne învețe să iubim. Pentru că iubirea va salva lumea și până când fiecare dintre noi nu vom învăța că iubirea și iertarea va salva lumea și altruismul și devotamentul, ajutându-ne unii pe alții, da, nu vom schimba nimic. Ura, uite ce face. Războaie, răutatea, dezbina, vanitatea, orgolul sunt armele diavolului. Așa cum spuneam, iubirea va salva lumea. Până când nu vom înțelege, așa cum am spus mai înainte, că fiecare dintre noi trebuie să învățăm lecția vieții până în prejurime concrete ale ei și să ne raportăm la iubire, nu vom schimba nimic. Da. Din iubire tu refaci cu iubire, uite, cu iubire te mir de multe ori de unde îți vin forțele și puterea asta. Din iubire și de la Dumnezeu, că El este iubirea. Părintele Dumitru Stăniloae spunea că Dumnezeu este iubire, deci numele Lui este iubire și punct. Dumnezeu este iubire, iubirea va salva lumea. Hristos ne-a învățat să iubim și pe vrăjmașii noștri. Primește o palmă, întoarce și la chestia asta, bordeală cu mâncarea. Da. Noi de fiecare dată pe unde ne ducem și asta, n-avem timp să mâncăm. Aici n-avem timp să mâncăm. Dar cum se face că de fiecare dată aici suntem sătui? Banii merește tata, banii merește părintele, banii merește oameni care asta. Și uite așa, bă, ce zici, bă, deci noi nu, asta toată lumea este aici cu noi. Da. Deci toată lumea fii atent aici, oamenii sunt din facere, sunt în sinea lor, sunt căutători de bine. Fără să-și dea seama, involuntari, ei caută bine. Și simt ca și
oile, păstorul cel blând, apa cea bună și iarba cea verde și moale, așa și sufletele noastre tind, inimioara noastră tinde către fericire, către iubire, către bine, către binecuvântările date de Dumnezeu. Însă, în lume, oamenii sunt porți de intrarea binelui cât și a răului. Depinde cu cine lucrezi, unde te pui, unde cum înțelegi. Eu de asta îl iubesc, frate, pe Hristos, și de asta am lăsat și am venit aici. Nu mi-e ușor, că mi-e greu cu 7 copii să stau într-un loc în care... Dar cine mă ține? În momentele când zic, gata, sunt dus, atunci, uite, așa vine și mă scoate. Vine ceva de lucru, vin niște bănuți, vine o ușoară, îmi vine o mângâiere, o satisfacție din slujire, îmi vine ceva care mă leagă și mai tare de oameni, niște responsabilitate maximă. Această comunitate micuță, dar mare, așa cum încă o dată... Un sat uitat de lume, dar nu de Dumnezeu, așa e. Și uite că eu credeam în sinea mea, în adâncul inimii mele, că ceva se va întâmpla cândva cu satul ăsta. Că nu va muri, că nu va pieri. În inima mea cred și mă rog tot timpul și îmi doresc. Crede-mă, n-am știut în ce fel și cum va lucra Dumnezeu. Dar simt în toată inima mea că invigorarea acestui colț de lume pe care nu l-a uitat Dumnezeu vine prin tine. Deci crede-mă, s-a făcut pielea de găină pe mine. Spun, pentru că tu, prin tot ceea ce faci, atât public, cât și personal, cât și tot ceea ce miști și fiecare activitatea ta, se vede și sunt oameni doritori de liniște, de frumos, de Dumnezeu, care poate vor să și împartă viața trăind în comunitatea asta cu noi. Și sunt bineveniți. Păi sunt foarte mulți oameni care vor să-și cumpere casa. Și să vină și îi așteptăm cu drag și îi ajutăm pe toți, că Domnul ne va ajuta pe toți. Și vom trăi aici exact ca în bazmele noastre populare, cu Dumnezeul nostru, cu frumosul nostru Iisus Hristos și cu toate darurile cerești și pământești pe care ni le-a rânduit. Deci îi așteptăm cu drag, așa să ne ajute Dumnezeu. Doamne ajută, Doamne ajută. Și mulțumim mult pentru ora de istorie. Doamne ajută, toate și religie și istorie, și istorie puțină și religie, da. Că religie înseamnă altceva. E vorba de viață, de suflet. Cum să spun? Religie, termenul ăsta, sensul lui, sperie un pic în lume, pentru că religia și religiozitatea, adică mi se pare așa ca regimentarea, ca o armă, ca o armată, ca o... Nu, eu vreau să spun de altceva, eu vreau să spun de libertatea de a iubi pe Dumnezeu. Libertatea de a fi cele mai mari daruri pe care le-a dat Dumnezeu, viața, libertatea și liberul arbitru. Deci fii atent aici, ai voință liberă și rațiune. Ai o viață ca dar frumoasă și binecuvântată. Tu, prin libertatea ta, mai frumos este să vii din iubire față de Dumnezeu, să-L descoperi așa și să vii iubindu-L și iubind frumosul către El, decât să vii spânzurat de viață, știi, din încercări grele și din lucruri. Deci când credeți că mai foarte puțin probabil să mai vină cineva aici, am venit noi și ne-am Deci crede-mă, mă stam și mă gândeam. Și stăm așa și vedeam cum se stinge câte unul, câte unul. Când a venit preot aici, erau peste 90 de familii, acum mai sunt vreo 61. Cred că te uiți la calendarii când le dai, știi câte sunt. Da, da, da. Și gândește, sunt care mai ia și câte două. Deci undeva 50 ceva de familii. Viabile, eu zic. Și atunci, ca preot, vezi și spun că eu sunt pe autobuz. Puteam să plec șofer, că am toate atestatele, am avut ocazia să plec în Anglia, să plec în... N-am plecat. Puteam să plec și vă spun din suflet, nu mă interesează, cum să spun, am și eu nevoie să-mi cresc copiii și familia. Da. Dar crede-mă, puteam să plec și să câștig și să, dar pierdeam familia, pierdeam sensul meu, mă iroseam, că nu banii fac. Am rămas, am promis și cred că nu o să greșesc, cu toată tăria spun, o să rămân aici, pentru că Dumnezeu va găsi o cale prin ea. Și văzând care ne va salva și ne va ține, mă tot gândeam, băi frate, sunt aici, să stinge lumina. Ce fac într-o bună zi să stinge lumina? Și mă tot rugam și aveam panica asta în mine. Nu dă bani și dă, ci de faptul că moare tot ce e frumos. Nu mai avem oameni, bătrâni, copii, tradiții. Legătura asta cu Dumnezeu prin a primi de la bătrâni, a păstra și a da mai departe copiilor. Cât de frumoasă e limba și greaiul românesc. Dor, cuvântul dor, izvor, mamă, Dumnezeu. Da. Sunt duhovniceste, sunt puternici, sunt pline de har și de sens. Să se piardă limba, greu, să ne englezim de tot, să nu mai știm decât până engleză să vorbim, să nu mai avem cer, pământ, să nu mai avem Dumnezeu, să nu mai avem obiceiuri, tradiții, să nu mai știm de România și de România. Să nu avem dragoste de țară, topul și patul, să fim așa, oameni spulberați pe un univers fără busol. Nu se poate. Și atunci mă tot gândeam, ceva o să se întâmple. Ceva o să se întâmple. Simțeam că ceva, așa cum te uiți la
dacă să folosesc un exemplu laic așa de lung, când te uiți la meci și golul plutește în aer, simți că, că va vine, veni. Că vine. Va veni, dar nu știam cum, de unde, ce sunt. Pac și apare situația. Mă sună Bibi. Da, și îmi spune, m-am întâlnit cu el și zile trecute și îmi spunea, te rog să-l ajut, că suntem acolo și e firea mea asta să fim așa. Și el e un băiat bun și zic, rezonăm foarte bine. Așa cum zic ăștia, avem o chimie, o biologie, avem ceva de la Dumnezeu, toată chimia și biologia la un loc unite. Și zic, omul e, îmi place și chiar face și se mișcă și chiar își dorește și îl văd că vibrează, se zbârlește, te-am văzut. Emoție, empatie și am zis, bă, omul e viu, e chiar vrea, adică e forță și îmi place și, și vreau să, să-l ajut și vreau oameni între ăștia în comunitate, tineri și să, să mergem și să... Și dacă exemplul tău urmează și mai vin și alții și îmbogățim sătul cu ăsta, locul ăsta, cu oameni care vin cu experiența lor de viață, cât de frumos, noi învățăm de la ei, ei învață de la noi, trăim într-o comunitate, atunci să știi că mor fericit eu. Deci crede. Plec din lumea asta fericit. Să fiu primul care să fac chestia asta, să deci vină oamenii aici datorită mie. Tu ești scânteia care aprinde... M-aș bucura să fie așa. Vârful, icebergul, sfinxul, știi? Adică... Doamne deci tu, tu ține minte, ești, ești ales de Dumnezeu să faci treaba asta. Și o să fac. Și nu întâmplător, că cât, cât ai zice, cât ai... Părintele tău este preot și a sfârșit o viață la... La Sfântul Atan, nici el n-a crezut. Dar nici tata n-a crezut. Nici a venit crezut. Zilele astea aici, tata n-a crezut. Și când a văzut de data asta că, cam ce e aici. Că e serioasă treaba? Când a văzut el toate. A venit cu mâncare, nu mai știa cum când, să vadă. Când a văzut ce s-a tras curentul, s-a pus prize, da, nu s-a apucat de curent, dar nu-i venea nu să creadă. Nu zic, s-a dat sursa acolo de la unde iei tu, că nu aveai deloc, era doar până la contoar. Să fac aici la garaj, să trage și aici. Face, acum simte, vibrează. Și când a văzut el ce se întâmplă aici și ce desfășurare de forță, am luat geamuri, am luat ușa, am luat toate nebunii. După aici ce se întâmplă, a rămas așa. Ați luat măsuri și ți-ai făcut totul ce doreai. Deci crede-mă, simțeam că se va întâmpla ceva și nu poate fi altceva în comunitatea asta decât asta, o, o viază. Faptul că aici vor veni oameni, așa cum am zis, și așteptăm cu toată bucuria și cu toată dragostea și cu toată iubirea, vom învăța din experiențele lor după unde vin, ei vor învăța de la noi și în pace și la noi și în credință. Acum câteva săptămâni aici. Bă, chiar cred în fericire. Eu sunt poate pântre puțini, sau suntem pântre puțini nebuni care mai cred dar așa. Cred. Dar trăim așa și credem până la ultima picătură de sânge de noi. Pentru că dacă nu trăim așa pentru iubire, pentru fericire și pentru bine, pentru ce trăim, atunci pentru ce trăim? Ce e viața până la urmă? Exact. Să o trăim în dușmănie, în ură, în suferință, în surghiuni, fugiți din pământurile și din locurile noastre, dragi. Cred. Că fiecare n-a plecat de drag de acasă și s-a dus să-și câștige o pâine, dar să nu uite să se întoarcă acasă, să ridicăm înapoi țara și comunitatea noastră și, și locurile noastre, dragi, pentru că îi lăsăm o parte pe cei ce nu au condus. Poate va veni și ziua când vor veni oameni care vor merita și ne vor merita, dar să-i merităm și noi, adică noi să începem din popor, pentru că tot din popor se înalță conducătorii și dacă este un popor cu probleme, un popor bolnav, un popor de parte de Dumnezeu, de doctorul sufletelor cel adevărat și al trupurilor, normal că se nasc copii cu probleme sau tineri care... Și ce-a făcut comunismul? Ai văzut bine? Distorsionat. Distorsionat. Da, înțeleg. Ea sufletește, a scos din ei, nu mai, și nu mai vrea să vorbesc. Și uite ce sunt. Domn Părinte, mulțumim mult de tot pentru... Iubirea va salva lumea. Nu uitați. Și nu pierdeți ocazia să veniți în locul ăsta liniștit, unde aveți atâta pace, unde aveți atâta bucurie, unde aveți atâta dragoste și liniște. Aici nici vântul nu vă deranjează, nimic nu vă poate supăra. Aici sunteți oameni liniștiți și trăiți în tignă. Dacă vreți să veniți dacă în vizită, vreți să, veniți. Să vedeți vă mai așteptăm. Bine, vă așteptăm cu brațele deschise. Fraților, ăsta a fost vlogul pe ziua de azi, dacă v-a plăcut, dați și voi un like, un comentariu. Uitați, vă iubim Doamne ajută mare, și vă salutăm de aici, de la Bondrea. La revedere! Doamne.